Xenia Croitoru are mai multe informații. Bună seara, Xenia, ce urmează acum? Bun găsit tuturor! Documentele necesare au ajuns deja pe masa procurorului general și urmează ca în zilele viitoare cel mai probabil să îl vedem și pe Costel Alexe în fața anchetatorilor. Rămâne de văzut însă ce va avea acesta de spus, asta după ce am văzut Direcția Națională Anticorupție spunea ieri faptul că acesta este acuzat de luare de mită, 22 de tone de tablă pe care le-ar fi cerut și le-ar fi primit de la un combinat siderurgic în schimbul unor certificate pe care să le dea în momentul în care era la Ministerul Mediului, mai exact la jumătatea anului trecut. Rămâne de văzut dacă până la urmă acesta va fi găsit sau nu vinovat. Spunea Costel Alexe că nu se simte vinovat, că se va pune la dispoziția organelor judiciare și că așteaptă ca această anchetă să se finalizeze cât mai repede posibil. Însă am văzut în această dimineață, pentru că procedura spune acest lucru, și Klaus Iohannis s-a mișcat destul de repede și a dat undă verde după ce Direcția Națională Anticorupție i-a solicitat președintelui să accepte această începere de urmărire penală pe numele fostului ministru al mediului Costel Alexe. Rămâne de văzut, spuneam, ce se va întâmpla și dacă până la urmă acesta se va face sau nu vinovat de acuzațiile care îi se aduc. Mulțumesc, Xenia, iar reporterii Antena 3 au încercat să stea de vorbă cu fostul ministru al mediului, însă acesta a refuzat categoric. Reporterii noștri au mers la firmele controlate de Alexe, însă nici aici apropiații săi nu au fost mai deschiși. Printre ei chiar fratele fostului ministru, iată imaginile. Ai tu proprietarul domnului Alexe? Nu, proprietarul firmei. E proprietarul firmei? Da. Lucrați la firma aici? Fratele lui? Fratele lui? Te-am văzut la biserică. V-am văzut ca de fi din curte, de asta. Vreau să se mă lasă de vorba de ce a fost.